Bună ciao, sono Petrișor Robaie și vă invit la o nouă ediție a interviurilor telefonice. Astăzi un interviu mai de weekend, un interviu în care vorbim despre influenceri cu un influencer și nu este orice influencer, este un influencer care a câștigat aseară premiul de cel mai bun influencer la gala E-People Choice Awards. Este vorba de Adelina Pestrițu. Adelina Pestrițu a fost votată cel mai bun influencer, a reușit să-i depășească pe Shelly, pe Bromania, dar și pe alți influenceri foarte cunoscuți. O avem acum prin telefon pe Adelina Pestrițu. Adelina, bine ai venit la interviurile Pagina de Media. Bună, Petrișor, bună tuturor! Sunt foarte încântată să fiu invitata voastră, chiar dacă această invitație sau chiar dacă această convorbire este numai telefonică. Adelina, a fost chiar un premiu pe care lumea îl vedea, să recunoaștem, chiar în altă parte. Ce ai avut tu în plus de a-i reușit să câștigi acest premiu la o gală care a fost desfășurată, dacă nu mă înșel, pentru prima dată în România? Da, într-adevăr, este un premiu colosal pentru cariera mea și pentru activitatea mea online. Însă, având în vedere că oamenii au avut votul în mâinile lor și acest premiu a stat în mâinile lor, se pare că ei au decis că premiul trebuia să ajungă la mine, așa că eu sunt fericita câștigătoare și fericita, să spunem, posesoare, de ce nu, a unei comunități influente de 3 milioane de oameni, peste 3 milioane de oameni, oameni care îmi sunt zi de zi alături și oameni cărora mă dedic în exclusivitate zilnic. Nu există minut din viața mea în care să nu mă gândesc la contentul pe care trebuie să-l pregătesc pentru ei. Și ce tip de content prinde cel mai bine? Tu știi foarte bine care sunt reacțiile la postările tale. Sigur, în ultimii ani am încercat mai multe formule de conținut, însă am păstrat ceea ce funcționează, de fapt. Și ce funcționează? Practic, ceea ce s-a format pe aceste rețele de socializare unde eu activez, am putea să spunem că este o mică televiziune, iar eu am grijă de grila de programe. Și sunt foarte atentă de fiecare dată la fiecare postare pe care o fac publică, chiar dacă aceasta este una comercială sau este una absolut normală din viața cotidiană. Și așa, luând-o pe tipuri de postări, ce gen de programe regăsim în grila ta, ca să vorbim așa în termeni clasici, despre noul mod de exprimare online? Având în vedere că cei din comunitatea mea apreciază originalitatea, autenticitatea, am mizat foarte mult pe asta și am lăsat să depășească această barieră de poleială pe care media, în general, o construiește când vorbim despre o persoană publică. I-am lăsat să intre în viața mea, să vadă puțin din cum petrec eu 24 de ore. Am făcut live-uri de o zi întreagă, m-am bătut recordul la numărul de ore în live și zi de zi pe Instastory le prezint cum mă aranjez, ce mănânc, cum mă descurc în rolul de mamă, de soție, ce proiecte am și de fiecare dată zic eu că sunt originală prin felul meu de a fi, pentru că nu vreau să par altceva decât sunt. Ci pur și simplu Adelina Pestrițu, așa cum este ea, și ciufulită cu cafea în mână dimineață sau la un eveniment aranjat la 4 ace. Tu ai o comunitate, spuneai, de 3 milioane, sunt numai pe Instagram foarte mulți. Nu, 3 milioane și pe Facebook și pe Instagram. Da. Da. Și vorbim de această comunitate, care a fost momentul în care a explodat, ca să zic așa, în cifre vorbind această comunitate? Tu ai sesizat exact când a crescut? Sincer, pot să fac referire fără niciun fel de barieră. La momentul în care eu m-am căsătorit, oamenii au fost extrem de curioși
cum voi fi îmbrăcată, cum îmi petrec ziua nunții, cum este Virgil îmbrăcat, cum este cea mică îmbrăcată, momentul de oficializare a cununiei. Toată acea perioadă mi-a adus un trafic pe contul de Instagram, ne referim acum, de peste Da. 114 milioane de impresii, ceea ce este huge pentru publicul din România. Adică este peste limita așteptărilor mele, cel puțin. Da, este o cifră care sună impresionant. Ce Da. diferență este între perioada de acum, când ești influencer online, când ai comunitate online foarte numeroasă, și perioada în care activai pe televiziune? Am avut o perioadă foarte frumoasă în televiziune, cu amintiri frumoase de pus în caietul cu amintiri, dar acum pot să spun că am mai mult timp să le dedic admiratorilor mei din social media și pot să fiu mai aproape de ei. Pot să fiu la fiecare 10 minute să vin cu un nou Instastory în care să le povestesc ce fac în momentul de față. Este diferit, desigur, pentru că în momentul în care ai un proiect în televiziune, trebuie, la fel ca și în cele de pe online, să te implici 100%, să te dedici în totalitate, pentru că nu merge cu jumătăți de măsură. Publicul simte imediat. Publicul simte când ești fake, când vrei să pari ceea ce nu ești, când vrei să ascunzi ceva. Și tocmai pentru asta eu sunt super mulțumită că în această perioadă, de când am început să fiu mult mai activă pe rețelele de socializare, timpul meu chiar se dedică 100% celor care mă urmăresc. Este vreo diferență? Simți vreo diferență atât de mare între publicul de TV și publicul pe care l-ai acum? Nu știu dacă sunt diferențe. Pot spune că publicul de pe online este mult mai activ și poate și pentru că legătura e directă. Nu mai cumva nu stau ascunși în spatele televizorului, așa că ei îmi pot spune ce le place, ce nu le place, ce vor de la mine, ce vor să le mai arăt, unde vor să îi mai duc. Și cred că asta ar fi diferența, că ajung mult mai repede la publicul care mă urmărește. La televizor, într-adevăr, publicul poate să fie același, fără nicio diferență, însă ajungi mai greu în privința comunicării. Nu poți să iei legătura atât de ușor cu ei. Te mai întoarce în TV, din ce ne-am uitat noi pe cifre în alte cazuri, există o legătură destul de strânsă între evoluția celor care te urmăresc și faptul că ești într-o televiziune, de exemplu. Sigur că m-aș întoarce în televiziune. O televiziune a fost prima mea dragoste și este în continuare. Odată ce mă voi identifica cu un proiect, cu siguranță o să revin. Este o plăcere să fiu pe micile ecrane. Pot să le duc în paralel, mai ales dacă, nu știu, poate ar fi un proiect unde e nevoie de mine. Nu în fiecare zi, să spunem, poate nu e o emisiune zilnică, și cumva pot să fac față pe ambele segmente. Pentru tine, ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă un influencer? Din punctul meu de vedere, sinceritatea este cheia succesului. Sinceritatea, implicarea. Pentru noi, spre exemplu, nu există concediu, nu există masă la care să mă așez liniștită și să pur și simplu să savurez o supă cremă de ciuperci, fără să mă gândesc, stai, că ăsta este un moment super bun pentru a face o poză și să o împărtășesc celor care mă urmăresc în fiecare zi. Și cred eu că dacă ei sunt cu gândul în totalitate, în ceea ce privește comunitatea lor, cu siguranță sinceritatea, autenticitatea și dedicarea sunt punctele forte. Odată cu premiul pe care l-ai câștigat, ai
câștigat și privilegiul de a merge în Statele Unite la gala internațională. Da, Care este chiar așa. mesajul pe care îl vei duce tu acolo? Vreau, în primul rând, să povestesc puțin despre cât de talentați sunt românii și ce oameni muncitori și chiar merităm noi, ca țară, ca popor, să fim poziționați pe harta succesului undeva într-un loc de cinste. Pentru că suntem muncitori, suntem implicați și e foarte important ca internațional să se știe această informație. Adelina, mulțumim pentru intervenția Eu vă telefonică. mulțumesc tare mult. Mult, mult succes și la gala din Los Angeles. Mulțumesc din suflet. A fost prin telefon Adelina Pestrițu. Adelina Pestrițu a câștigat premiul de cel mai bun influencer la gala E-People's Choice Awards. Este prima gală organizată în România. Ea va merge și în Los Angeles la gala internațională. Sunt Petri Șorobaie, acesta a fost interviul de astăzi, interviul telefonic. Până la următorul interviu, numai bine și un weekend plăcut!